România se va confrunta cu noi fenomene meteo. Specialiștii atrag atenția că cei ce suferă de diferite alergii trebuie să se protejeze și să folosească măștile sanitare. Fenomenul la care facem referire a traversat deja Europa și și-a făcut apariția la granița de nord a României. El va fi vizibil mai ales în zonele acoperite cu zăpadă. România va fi lovită de un val de praf saharian, fenomen care a afectat deja mai multe state din Europa Centrală. Praful saharian și-a făcut apariția pe teritoriul nostru dinspre nord și vest, înaintând spre granița de est. Meteorologii atrag atenția că nu este vorba despre o cantitate însemnată, astfel că nu vor exista probleme foarte mari cu aerul respirat. Cu toate acestea, ei recomandă persoanelor care se știu cu alergii să-și ia măsuri de protecție pentru sănătate. Folosirea măștii de protecție sanitară este indicată în cazul acestora dacă aleg să iasă din case. Praful saharian purtat de vânt se va depune și va fi vizibil pe caroseriile vehiculelor și pe geamurile acestora. Acest lucru se va observa mai ales în zonele în care vor fi precipitații. De asemenea, praful saharian va fi vizibil pe arealele acoperite de zăpadă. Aceasta va căpăta o culoare gălbui-roșiatică. Specialiștii în meteorologie susțin că fenomenul va fi prezent în țara noastră până luni, când este de așteptat ca norul saharian să părăsească teritoriul României. Este pentru prima oară în acest an când o cantitate importantă de praf din Sahara a fost detectată în Europa. Aceste particule au ajuns în zona de centru și de est a continentului, conform informațiilor prezentate de administratorii Serviciului European Copernicus de monitorizare a atmosferei, după cum a informat DPA. Experții europeni au avertizat că praful saharian poate produce consecințe asupra sănătății umane, dar poate avaria și sistemul de energie. Particulele de praf prezente în atmosferă se pot depune pe sistemele de panouri solare, afectând producția de energie electrică. Administratorii programului Copernicus au precizat că praful provine din Africa de Nord și a intrat în Europa prin peninsula iberică, îndreptându-se către Franța, iar de acolo mai departe. Efectul tipic este un cer roșu sau portocaliu, dar există și potențialul de a influența negativ calitatea aerului la nivelul solului, mai ales în Portugalia și Spania, a declarat unul dintre cercetătorii care monitorizează acest fenomen, Mark Perrington. Serviciul de monitorizare atmosferică este unul dintre elementele componente ale programului Copernicus. El furnizează date despre atmosferă, oceane, uscat, schimbări climatice, securitate și energie obținute cu ajutorul unor imagini satelitare. Relatează evz.ro.